Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem astăzi și activitatea și a administrației locale, dar mai ales a consilierilor locali din orașul Simeria. Este deja bine cunoscut faptul că aici au fost semnalate destul de multe probleme în ultima perioadă, să nu spunem chiar ultimii ani, pentru că nu știm exact de care parte se află unii și alții. Până la urmă este bine să fie cât mai multe păreri și pro și contra. Vorbim așadar astăzi despre activitatea de aici cu invitații mei, domnul Emil Râșteiu, consilier local al orașului Simeria și candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al orașului Simeria. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îmi place un consilier local. Vă place consilier local, da. Nu? O să vă întrebăm și de ce vă place. Chiar dacă unii încercau să mă jignească sau credeau că mă jignesc. O să dezvoltăm acest subiect astăzi. Alături de noi este și domnul profesor Marius Stage, consilier local al orașului Simeria. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua dumneavoastră și celor care vă urmăresc emisiunea. Mă bucur să mă aflu din nou la dumneavoastră în emisiune. Este importantă sau poate este și mai importantă activitatea consilierilor locali în cadrul unei primării. Sunt multe probleme, cum spuneam, pentru unele dintre ele cumva ați fost și acuzați de-a lungul timpului și aici cred că vis-a-vis de ceea ce spuneam puțin mai devreme, dacă ne raportăm la ani, cred că de ani sunteți cumva acuzați că ați fost împotriva unor proiecte pe care primarul în funcție al orașului Simeria le-a prezentat și a dorit să le implementeze pentru comunitate. Este sau nu așa, domnule Emil Râșteiu? Profităm de fiecare ocazie să spunem, de fapt, ce nu am votat. Sunt doar 5, am spus 5, dar de fapt sunt 6 lucruri pe care nu le-am votat. Aș vrea să le enumer, aș vrea să dau și de data asta o minimă explicație, pentru că nu este corect să tot spui au fost împotriva, Consiliul Local a fost împotriva proiectelor în condițiile în care noi am votat sute de proiecte de hotărâre în cei 3 ani și jumătate și ne-am împotrivit la câteva hotărâri cu explicațiile de rigoare. Și aș vrea să le enumer. Vă rog. Ne-am împotrivit să se facă o filigorie la Sfânt Andrei cu în valoare de 1 miliard, de 100 de mii de lei. Am considerat că este prea mult și mai ales că au și venit cetățeni din satul Sfânt Andrei să, cu semnături, au spus că nu asta este o prioritate. A fost împotriva construirii acelei filigorii sau împotriva sumei care a fost mult prea mare? Împotriva sumei. Unul din consilieri, din colegii consilieri, a spus, bun, cu banii ăștia am putea să facem 3 filigorii în 3 sate și atunci am putea fi de acord. Da, s-a încăpățânat să spună că nu sunt doar în Sfânt Andrei să fac o filigorie de nu știu ce. Nu s-a concretizat acest proiect. Nu, ne-am împotrivit, l-am și scos de pe lista de investiții la un moment dat. Și nu doar dumneavoastră, ci și colegii deci, ceilalți din Consiliul din Local. Toate partidele, n-au fost doar inclusiv din partidul din care face domnul primar parte? Da, au fost împotriva la un moment dat toți. Exceptând 3 consilieri din 17, dar eu cred că este suficientă, mai mult de 2-3 din consilieri au fost împotrivă. Se consideră că am fost împotrivă la giratoriu, doar că acolo am cerut o amânare, o contabilizăm și asta din cele 6, a fost o amânare cerând să luăm în considerare reparația podului, care de 2 ani de zile este cu restricții de circulație, de tonaj, și noi am considerat că ar fi bine, dacă toți sunt bani pentru strada 1 decembrie și giratoriu, să luăm în considerare reparația podului. După o lună, cred, am votat pentru, a venit și s-a spus că acolo se va face un pod nou, că va fi o hotărâre de guvern în care se vor aloca bani. Mă rog, până la urmă, văzând că nu se ia în considerare
doleanța noastră, am votat până la urmă acești indicatori tehnico-economici, doar că aș vrea să mai specific un lucru care este de actualitate, să spunem așa. Acea lucrare, după un an, mai mult de un an de când a fost în discuție acea amânare de o lună de zile, s-a scos la licitație și acum de 3 luni, cred că sunt aproape 3 luni în care se stă în analiză. Ni s-a cerut să luăm în considerare că s-ar putea să mai suplimentăm bani din bugetul local pentru a se putea face giratoriu, adică pe lângă cofinanțarea pe care am prevăzut-o de 600.000 de lei, să mai fie încă în jur de 1.000.000 de lei cofinanțare pentru giratoriu, deci ajungem la 1.700.000 de 17 miliarde să punem bani ca să se facă giratoriu și s-a dat 1 decembrie. Deci am plecat din 2020, când trebuia să punem 20 de miliarde, 2 milioane să facem giratoriu, au trecut 4 ani și se solicită 17 miliarde ca să facem giratoriu. E o chestiune care... Poate suporta bugetul orașului Simerea această sumă? Sau va fi nevoie probabil de un împrumut pentru a putea fi realizat? În momentul ăsta se zice că ar putea suporta renunțând la multe alte lucruri care s-ar putea face cu acei bani. Eu cred că ar trebui reconsiderat un pic proiectul și ar trebui puse lucrurile la locul lor. Pentru mine este un foarte mare semn de întrebare că informațiile sunt publice, este foarte mare semnul de întrebare cum se scoate la licitație o lucrare, participă doar o singură firmă, acea firmă cu bani suplimentari și vin înspre Consiliul Local să ceri, că nu se va putea merge mai departe decât dacă se cer bani suplimentari pentru a se semna contractul de lucrări. Asta e un semn mare de întrebare, chiar dacă în anumite condiții se încadrează pe lege, doar că ar trebui să spună întrebarea cei din primărie, mai da, de ce? Mai bine reconsiderăm proiectul și scoatem din nou la licitație, că lucrul ăsta s-a mai întâmplat de mai multe ori în primăria Simerea. Când s-a depășit suma, s-a reconsiderat proiectul, s-a scos din nou la licitație. Deci ăsta e al doilea proiect pe care se zice că l-am refuzat, dar de fapt noi l-am amânat o lună de zile, în condițiile în care acum s-au pierdut 3 luni de zile, fără nicio explicație. Al treilea, se spune că ne-am împotrivit să se repare capela de pe strada Cucului. Noi aici ne-am împotrivit la suma de 700.000, de 7 miliarde și am alocat 3 miliarde jumate ca și anul trecut. Și anul trecut a fost pe listă. Suma pe care a fost propusă. Deci anul trecut a fost pe listă cu 3 miliarde jumate. Noi anul ăsta am propus 3 miliarde 800 și se spune că ne-am împotrivit la reparația capelei. Ne-am împotrivit la un loc de joacă pentru un teren neconform de sport între blocuri, în condițiile în care au venit cetățeni, locatari din jur cu 70-80 de semnături și au spus că nu este bine să se amplaseze un deci astfel de teren. Nu și-au dorit, oamenii care locuiesc în acea zonă. Și ne-am considerat că este o investiție, nu este bună investiția făcută acolo și mai mult noi banii respectiv i-am alocat înspre școli ca să finalizeze lucrările spre școli. Ne-am mai împotrivit aici, chiar ne-am împotrivit pentru amenajarea lacului Cotro, un lac vechi de zeci de ani care, mă rog, lumea îl știe ca fiind un loc de pescuit și de scăldat pe vremuri când nu erau alte oportunități, dar acea locație nu are nici teren în jur primăria, nici drumurile de acces nu sunt toate ale sau nu este un drum de acces al orașului, se merge pe un drum tehnologic al CFR-ului, acolo este o foarte mare complicație și de aceea noi am considerat că nu este util să se facă acolo, cred că ne putem orienta spre alte zone să le dăm direcția de agrement și acea mare dezbatere, discuție cu centrul de
de zi pentru persoane vârstnice și fizioterapie. Acum, mai nou, am văzut că se spune că și pentru persoane cu handicap. Nu este adevărat, nu pentru persoane cu handicap. Este chiar declarația făcută de către domnul primar aici în emisiune, că s-ar adresa și acestor persoane, practic tuturor persoanelor vârstnice sau cu handicap din orașul Sinaia. Asta a fost o invenție la dumneavoastră în emisiune, nu știu de unde a scos-o, dar în sfârșit de la suma de 1.200.000 de euro s-a trecut la 2 milioane jumate de euro. S-a schimbat ceva în proiect între timp? Nu s-a schimbat nimic, doar s-au schimbat vorbele de la o ședință la alta sau de la o declarație la alta. Noi am mai spus-o, se adresează în mod gratuit pentru maxim 20 de persoane din orașul Simerea. Restul trebuie să plătească. Trebuie să plătească ca și la un centru privat. Și să zicem așa, cât de serios poți să iei în considerare un proiect în care spune că zona de recreere a persoanelor vârstnice este pe acoperiș. Vă arăt, dacă doriți, vă prezint documentele care spune zonă verde la primul nivel, la etajul 1, la etajul 2 și pe acoperiș pentru relaxare. Cum poți să iei în considerare când vezi că nu-i tratate... Și vorbim aici de persoane și cu handicap, dacă într-adevăr lucrurile sunt așa cum le-a expus domnul primar. Nu sunt așa. Probabil că ar fi destul de complicat să se amenajeze rampe pentru aceste persoane. Păi bun, cu limbi, cu din astea, dar una peste alta, acolo este e altceva. Noi vorbim de minuni în condițiile în care subiectul de discuție în oraș e cu totul altul. Spuneați la un moment dat și despre faptul că unele fonduri au fost alocate pentru școli, pentru lucrări de întreținere, lucrări de reabilitare, probabil, a multor școli din orașul Simeria. Domnule Steici, sunteți în învățământ de peste 30 de ani. Cred că cunoașteți foarte bine tot ceea ce se întâmplă în școlile din Simeria. Care este situația în ceea ce privește aceste proiecte de reabilitare a unităților de învățământ din Simeria și cum ați încercat și dumneavoastră și din postura și de profesor, dar și de consilier, mai ales de consilier local în ultimii ani, să aduceți poate un plus valoare acestor proiecte și poate chiar să accelerați puțin unele aspecte cu privire la finalizarea totuși acestor lucrări care, din câte știu eu, sunt începute de mult timp. Da, lucrările de reabilitare la școli au început de mult, de prin 2018-2019. Deci sunt proiecte pe baza unui proiect din vechiul mandat, al domnului Listeiu, care, dacă nu greșesc, cred că o sumă de 24 de milioane de lei prevedea renovarea, reabilitarea și dotarea tuturor spațiilor de învățământ din orașul Simerea. Lucrările au început, nu la toate școlile deodată, pentru că noi fiind practic o singură instituție în oraș, n-am putut să relocăm copiii și a trebuit să închidem pe rând anumite niveluri din școli ca să putem da front de lucru firmei de construcții. După aceea a venit peste noi peste tot, pentru că trebuie relocați copiii, trebuie găsite spații potrivite. A venit peste noi pandemia, care pe de-o parte ar fi putut, adică școlile erau închise, fără elevi, s-ar fi putut face lucrări, dar nici muncitorii care lucrau, probabil că erau mai greu de găsit, în orice caz în perioada aia s-a stagnat puțin. După 2020 s-a schimbat conducerea orașului, au început să facă și lucrări, dar am întâmpinat foarte mari greutăți, lucrările fiind făcute în ritm foarte lent, cu muncitori, după părerea noastră, cu calificare îndoielnică, cu multe lucrări neconforme. În anul 2021 am fost și director și m-am confruntat cu foarte multe astfel de erori, să zicem, ale constructorilor. Am apelat, bineînțeles, la domnul primar, dar nu a dovedit niciun fel de capabilitate în a ne sprijini vis-a-vis de discuțiile cu constructorii. El, primăria, care era, de fapt, beneficiarul, și constructorul a ascultat ce spune beneficiarul, pe noi, din contră, ne cataloga
dascăl și director din învățământ numai cu pretenții și cu mofturi, care mai mult îi încurcăm. Și până la urmă am și aceste lucrări ar trebui supravegheate de către beneficiar, respectiv primăria. N-a reușit să o facă așa cum trebuie și am avut o sumedenie de nereguli. La liceu și distrugeri de tehnică de informatică și aparatură foarte scumpă, pe care nu vrea să o înlocuiască nimeni, spunând că e vina Enelului, dar noi nu suntem alimentați de la Enel, noi suntem alimentați de la, pe altă cale, de la Reva. Și cine plătește pentru acele lucruri distruse? Păi nu plătește nimeni și acum a fost făcut inventarul, au fost luate de firma de care a lucrat la partea electrică, le-a dus înapoi așa cum le-a luat, în inventar nu se știe cum să fie scăzute de pe inventarul colegilor care au ghinionul să li se defecteze aparatura, a trebuit bineînțeles să investim alți bani să cumpărăm alte aparate, deci încurcături de acest gen. Plus întârzieri fără limită și după noi nejustificate. Să nu mai spunem de sălile de sport, care a durat 3-4 ani renovarea, 3 ani renovarea sălii de sport de la liceu, care e o săliță destul de mică. Asta înseamnă că și acest proiect vine tot din vechiul mandat. Dacă toate ziceți că reabilitările la școli vin din vechiul mandat. Și de acum nu se pot finaliza, deși de un comentariu nu se pot după finaliza? Că asta e întrebarea, cred că, a tuturor și a părinților și a profesorilor și a celorlalți cetățeni. Sălile stau închise de 3 ani. Sala de la G1 cel puțin s-a oprit lucrările fără să spună nimeni de ce și nu știm exact care e problema de în ultimii 2-3 ani nu s-a bătut niciun cui acolo. Copilașii toată iarna au făcut sport în săl de clasă. Le s-a amenajat un spațiu foarte mic. Sala stând de 3 ani. Într-adevăr, terenurile exterioare de la G1 și G2 s-au reabilitat cu bani ai școlii, care au fost redirecționați acolo de către consilierii locali în amendamentele pe care le-am făcut deci la mai multe capitole. Deci, în condițiile în care era deja un proiect care da, a primit finanțare. S-a gândit că e nevoie neapărat de nocturnă acolo, într-adevăr, e nevoie de nocturnă, dar prioritar erau reabilitarea vestiarelor, dotarea cu mobilierea vestiarelor, dotarea cu echipamente și materiale sportive, care au fost de primă necesitate pentru elevi. Copiilor din Simerea, care și ei sunt mulți dintre ei elevi la noi la școală, le place, le-a plăcut, am observat, să meargă să joace în nocturnă. Dar asta din cauza că era un lucru nou în oraș și mirajul, afară era un grad, două, le era sigur foarte rece, dar era în trend să mergi să joci în nocturnă. Dar eu cred că mai util ar fi fost dacă elevii în programul lor școlar ar fi putut avea acces în sălile de sport. Ar fi fost sute de ore făcute de sport, așa au fost zeci de ore făcute pe nocturnă. Și când ar fi trebuit să fie finalizate toate aceste lucrări la unitățile de învățământ? Au fost termene din fel de fel afișate pe panourile care trebuie să însoțească la limita șantierului și au fost 2022, 2023, suntem acum în 2024, acum trecem. Și n-a fost finalizată niciuna dintre lucrările. Grădinițele sunt relocate, aici. Copiii de la grădiniță au program prelungit, își desfășoară activitatea la școala generală numărul 2, în condiții nu chiar proprii și nu adecvate vârstei lor și genului de activități de la program prelungit. Le ducem mâncarea de la cantina liceului, acolo au un spațiu amenajat, dar care mai are și minusuri, în care servezi masa și toată activitatea ne este dată peste cap din aceste motive. Cei care acum au în răspundere știu că sunt și în Consiliul de Administrație al Școlii că au solicitat de multe ori sprijinul beneficiarului real al lucrărilor care se primărea orașului și nu l-au primit. În întâlnirile cu constructorul care trebuiau mediate, domnule Reșteu, nu s-a reușit. Sunteți mândru probabil că au fost preluate toate proiectele pe care le-ați inițiat dumneavoastră în vremea în care ați fost primar, dar sunteți mulțumit de cum au decurs lucrurile în ceea ce privește proiectele pe care le-ați inițiat? Sunt mâhnit și îngrijorat pentru că desfășura activității în condiții neconforme duce spre migrarea copiilor spre unități de învățământ din alte localități. Se întâmplă acest lucru deja?
Păi, sunt părinți care și-au retras copiii de la școlile din Simeria și i-au transferat la alte școli din județ? Da, sunt care vin spre Deva cu copiii, unii chiar și din acest motiv că nu sunt asigurate condițiile cele mai bune la grădiniță sau la școală. Aici sunt două proiecte, sunt proiectele guvernamentale în valoare de 24, în jur de 24 de milioane, plus încă în jur de 1 milion sau 1,5 milioane de euro pentru grădinițe pe fonduri europene. Toate aveau termene maxime 2023, dar unele erau și în 2020. Aia a fost o prelungire cu pandemia, s-a dus spre 2021, dar în 2022 trebuia să fie mare parte finalizate și în 2023 în totalitate. Nu exista un dubiu că nu s-ar finaliza până în anul 2023. Tu, în ceea ce privește în general proiectele pe fonduri europene, dacă nu sunt realizate într-un anumit termen, riști să dai banii înapoi. Există acest risc în Simeria? Nu pot să analizez din punctul ăsta de vedere. Probabil că s-au obținut acele derogări de termene, pentru că deocamdată nu știm să fie în discuție penalități sau efectiv. Da, deocamdată. Eu doar una peste alta. Ce este mai important este faptul că, așa cum spunea domnul profesor, am început o sală de sport nouă la generală 1, o sală mică pentru copii de clasele 1-4 și nu s-a finalizat, nu s-a mai făcut nimic la ea. Vă arăt poze din 2020 că sunt exact același lucru și în 2024. Sunt mulțumit, să zicem așa, parțial că s-a finalizat acea școală nouă la generală 1. Mai era puțin de lucru în 2020, s-a finalizat și se desfășoară activitatea acolo. Ca și primar am fost și sunt mândru că sunt puțini primari care se pot lăuda că au făcut o școală nouă. Asta este o chestiune care este pentru sufletul meu, să spunem așa, dar pe de altă parte toate disfuncționalitățile, că aici nu este doar vina constructorului, toți sunt au o vină și beneficiarul care este primăria și conducerea școlii care n-a știut să gestioneze relaționarea cu primăria, cu beneficiarul. Și cu cine să mai faci lucrările, să finalizezi lucrările când toți oamenii care au știut, aproape toți, că nu știu dacă a mai rămas, cred că o persoană care să mai privește, să pricepe din punct de vedere tehnic în primărie, restul au plecat care pe unde au putut. Au plecat din primăria Simeria. Chiar și persoane care au venit după 2020 și-au găsit un loc și s-au dus în altă parte. Nu poți să duci lucrurile mai departe dacă nu ai un personal care să știe să gestioneze. Apare o problemă a constructorului sau a școlii, să zicem. Școala solicită o chestiune. Da, trebuie să fie cineva care intervine. Eu am văzut că s-a renunțat la o extindere la generală 2. Nu dă nimeni nicio explicație. De ce s-a renunțat și... A solicitat răspunsuri din partea domnului primar? Da, dar nu dă nimeni nicio explicație. Nici nu mai poți aprecia că asta e în afara legii, să nu dai un răspuns consilierilor locale. Nu dă nimeni nicio explicație. S-au făcut modificări. Am înțeles că e cabinetul de medicului școlar, în sala respectivă s-a făcut toalete, din câte am înțeles că nici n-am fost acolo, că parcă mă doare sufletul să mă duc să văd că aceste lucrări nu sunt finalizate sau sunt finalizate așa într-un mod îndoielnic. Și se spune că sunt proiectele lui Râșteie. Nu, Râșteie a prevăzut o extindere acolo, o altă scară la generală 2, cu toalete în acea extindere. Atâta seminte și s-au modificat unele proiecte pe care le-ați inițiat în prima fază. Așa, și după cum acum... văd că s-au modificat. Bineînțeles că eu n-am fost atunci
Eu aveam 3, 4, 5 oameni în primărie care se ocupau, pe urmă proiectantul plus dirigintele de șantier, oameni capabili care știau ce au de făcut acolo, cum să urmărească lucrările, cum să intervine, cum să vină la când apărea câte o dispoziție de șantier. Bineînțeles că mă informau, dar eu nu trebuia să intru eu în detalii în ceea ce privește dispoziția de șantier. Avea cine să urmărească lucrurile astea. Din păcate, uitați-vă, sunt lucrări începute în 2018-2019 și suntem aproape la jumătatea anului 2024 și nu sunt finalizate. Să nu credeți că nu sunt urmări în ceea ce privește încrederea în sistemul de învățământ în Simerea. Fiecare părinte se gândește de multe ori unde să duc copilul la școală, unde are condițiile cele mai bune, unde sunt, este atmosfera cea mai propice pentru a face școală. Și atunci, dacă vezi că la intrare în școală dai peste noroaie, dacă vezi o clădire abandonată ca și construcție, dacă vezi o conducere a școlii dezordonată la maxim, că eu aici am o problemă cu felul cum se gestionează activitățile școlare. De ce? Ce se întâmplă? Păi totul este într-o mișcare browniană, totul nu se știe foarte clar ce se întâmplă de azi pe mâine. Avem subiectul discutat anul trecut cu recompensarea elevilor în care s-a făcut o bășcălie de recompensare, în condițiile în care an la rând au mers într-o excursie în străinătate și aveau copiii o recompensă considerabilă. Anul ăsta au fost pe lângă aia cu valoroși, s-au mai găsit și alții care s-au lipit și au mers în acea excursie. Păi atunci ce încredere poți să dai copilul dacă vede că poți să-ți... Ori învăț, ori nu învăț. Da, dacă am pe cineva în spate, poți să beneficiezi de acea excursie. Cred că domnul profesor poate să spună mai multe cu privire la recompensarea valorii elevilor. Domnule Sterici, vă rog. Da, asta, recompensarea asta are câteva fațete, printre care una cea mai vizibilă și cea mai apreciată a fost, cred că adoptată prin 2013 sau 2013, da. Recompensarea elevilor prin cooptarea lor ca participanți la o excursie în Uniunea Europeană. Și știu că s-a mers într-un an Paris și parcuri de distracții de acolo, în alt an spre Germania, în altul Italia, altul Grecia și mergeau elevii care aveau rezultate deosebite premii, la învățătură. Premii și mențiuni la acesta olimpiadele. Era practic criteriul principal pentru a putea să beneficieze la olimpiadele organizate de Ministerul Educației, dacă aveau premii sau mențiuni la faza județeană sau faza pe țară, mergeau în excursia aceasta atât elevii cât și profesorii care au pregătit. Ceea ce a creat o mare emulație în rândul elevilor, nu numai în rândul lor, și în rândul profesorilor. Și de la an la an, tot mai mulți participanți la olimpiade aveam. După ce, cu mai mulți ani în urmă, cu greu, găseam ca și mai mult. Da, doritori să învețe să, mai mult decât colegii lor pentru a participa la astfel de olimpiade, în anii cu astfel de recompense s-au înmulțit foarte mult participanții și rezultatele au crescut. Și aprecierea noastră ca școală a crescut la nivel de inspectorat prin faptul că era vizibilă creșterea numărului de premianți la nivel de județ. Bineînțeles că pe lângă elevii aceștia care luau premii, foarte mulți alții se pregăteau suplimentar, ceea ce era bine pentru ei, chiar dacă nu se concretiza imediat cu un premiu. Acumulau tot mai la una din fazele competiției, că știți cum e la olimpiadă, important e să participi, nu poate să câștige toată lumea, dar era un lucru foarte bun. Sau când și de ce s-a produs această... Mă rog, a fost pandemia, în 2021 la fel, în 2022 n-a propus nimeni, în 2023 am făcut noi amendamentul și am alocat o sumă luând de la alte lucruri, să zicem, considerate de noi nu... Nu ca fiind cele mai utile, de mai puțină importanță, și am dat, parcă am alocat 100.000 de lei pentru organizarea acestei excursii. Bineînțeles că nu e, dacă nu erau bani suficienți, ar fi putut fi rectificată suma dacă s-ar fi gândit
cei ideea din primărie să o facă. Ideea era să continuați cu acest proiect pentru parte dintre tinerii. Anul acesta nu sunt prevăzute sume pentru așa ceva. Încercăm să identificăm o cale, să vedem dacă putem face vreo rectificare astfel încât să recompensăm și anul acesta elevii, că ei întreabă. Dar eu am luat premiu, anul ăsta mai merg undeva. O să mergi. Și nu aveți ce să le răspundem. Sunt premianți, avem deja destui. Și evident că din anii următori, în condițiile în care decizia o vom avea noi, acest tip de recompense se va permanentiza. Mai mult și la premierea celorlalți elevi cu rezultate bune la învățătură. Premiul 1, 2, 3, mențiuni la sfârșitul anului școlar și acolo au fost cam neglijați elevii, primind ori sume foarte mici, ori primind foarte târziu bani, când nu mai copiii erau în vacanță, nu mai aveai pe cine premia, ori n-au fost organizate la timp pentru fiecare elev, acum ei terminând în momente diferite, clasa 12, clasa 8 și alte niveluri de învățământ. Chiar dacă, domnul profesor, probabil că se jenează cu subiect și predicat să spună dezordinea care este din toate punctele de vedere, îmi permis să o spun eu, o văd ca persoană care am văzut activitatea școlară 20 de ani, așa ceva în școala din Simerea nu cred că a fost, cum dezordinea și toate lucrurile făcute haotic, cum este în ultima perioadă. Lucru care eu nu aș vrea să se mai continue, aș vrea ca cel târziu la începutul anului viitor școlar lucrurile să intre pe un făgaș normal, să se știe până la urmă și recompensele care ne beneficiază și domnul director, domnul profesor, fac o paranteză, domnul profesor a fost director, din păcate nu a prea beneficiat să fie director și să fie pe aceeași linie politică cu conducerea primăriei și cred că m-a afectat cu siguranță acest lucru. Am rezistat 15 ani, dar dacă era înțelegere de alt gen, puteam avea rezultate, performanțe și dotări mult mai bune la școală. Da, din păcate, a venit cu... cam asta este situația, da. Deși nu ar trebui să existe aceste diferențieri. Într-un fel îmi pare rău că nu am dat curs, am început noi o chestiune, dar nu am dat curs chiar cum și-ar fi dorit domnul Stage să facem acele parteneriate între școlile din Simerea cu școli din alte zone și chiar din alte țări. Asta am realizat că ar putea fi un impuls important, mai ales după ce i-am văzut pe copii cât de mulțumiți erau că participau la acele burse Erasmus, dar cred că nu trebuie să ne limităm doar la acea conexiune cu vestul, cu școlile din Uniunea Europeană. Cred că, așa cum îmi zicea, trebuie să facem parteneriate educaționale, dar nu numai educaționale, până la urmă trebuie să vadă copiii care fac școala la Simerea ce se întâmplă în alte țări, în alte culturi, în alte sisteme de educație. Aceste schimburi de experiență contează foarte mult pentru dezvoltarea lor. Pentru dezvoltarea lor personală. Ei până la 18 ani, noi contribuim la viitorul lor și trebuie să punem și noi acolo umărul să-i sprijinim când putem. Eu sper ca școala din Simerea să ajungă să aibă o conducere care să fie deschisă la astfel de lucruri, în așa fel încât să nu existe nici cel mai mic pericol să se desfințeze vreo structură de învățământ. Deci, eu am considerat tot timpul că o comună fără școală generală și un oraș fără minim liceu este o localitate fără viitor. Eu nu pot să fiu de acord ca nici Băcia să rămână fără școală generală, dar nici Simerea să rămână cumva fără liceu. Ar fi o mare pacoste pentru oraș. Aici mai contează foarte mult și relația pe care o are administrația locală cu instituțiile de învățământ, pentru că, așa cum spuneați, trebuie cumva să vină în sprijinul elevilor, pentru că ne tot plângem că nu mai avem tineri, că ne pleacă tinerii, ce facem, nu avem locuri de muncă pentru ei. E bine, dacă s-ar investi mai mult în educație, mai mult în infrastructura școlară, eu cred că lucrurile s-ar mai schimba puțin. Bineînțeles, trebuie investit și în dascăli, dar asta este o altă poveste.
Ne apropiem așa cu pași repezi de finalul emisiunii, mai avem cred că vreo 10-12 minute din această emisiune și aș mai vrea să discutăm despre o problemă care a fost prezentată recent în Simeria, acea a societății care Simprest Util, care se ocupă de întreținerea zonelor verzi, de deșeuri și așa mai departe. A fost așa o problemă generală aici. Recent am văzut că au început lucrările de întreținere a zonelor verzi din orașul Simeria. Poate ne spuneți dumneavoastră mai multe despre acest subiect. S-a rezolvat problema cu această societate? Avem noutăți în acest sens? Uitați, sunt într-un fel mijenă că la nivel de oraș Simeria discutăm de subiecte care n-ar trebui să fie o dispută în spațiu public. Adică nu trebuie să discute cum se face curățenia în oraș sau cum se taie iarba în oraș. Alea trebuie făcute cu cetățenii sau dezbaterile trebuie făcute pe strategii, pe proiecte, pe dorințele oamenilor, alea de zi cu zi. Arată că la Simeria se discută cum și da, cine adună gunoiul, cine tunde iarba. Se face foarte mare tantam că se tunde iarba acum. Că societatea primăriei îi în dezastru și uită că trebuie să apeleze la penitenciar pentru a se tunde iarba cu deținuții. Vreau să vă spun că tunderea ierbii nu are nicio legătură cu societatea primăriei. Dacă vă uitați în spațiu public, domnul Bedea, pe la sfârșitul primăverii anul trecut, a luat decizia de a nu mai cosi iarba cu societatea primăriei. Deci ar fi avut această posibilitate ca această societate să... Pe nemulțumirea care a avut-o la momentul respectiv, a zis, apelăm la o firmă privată să ne facă toaletarea arborilor și tunderea ierbii în așa fel încât să fie totul ca la carte. Iată că suntem la aproape de sfârșitul lunii aprilie și suntem cu iarba până la genunchi și acum eforturile sunt și mult mai mari acum, dacă iarba este așa mare, să o tunzi, să o aduni, să o duci, nici nu știu unde se duce. Deci, vreau să subliniez faptul că nu are nicio legătură cu societatea primăriei tunderea ierbii. Dacă s-a luat decizia să se facă cu alte entități, trebuia făcută cu firmă privată, cu penitenciară, nu mă interesează. Până la urmă, n-ar trebui să fie un subiect de dezbatere. Mi-e rușine că văd pe rețelele de socializare că se pun poze cu iarba din orașul Simeria. Păi, dacă ar fi, hai să zicem, numai acolo, la nivel de oraș, ai zice, no, bun, se dezbate, dar ce apare pe Facebook și pe rețelele de socializare, ne văd oamenii din întreaga lume. Ne văd români din țări foarte îndepărtate. Chiar în ultima perioadă, Simeria a avut parte de o notorietate destul de mare la nivel național și probabil că nu numai tocmai din cauza unor probleme care au apărut în cadrul primăriei. Eu am întâlnit săptămâna trecută o doamnă care este în Anglia, are o activitate destul de consistentă acolo, o activitate respectabilă și spunea că se întâlnesc ca și români la diferite evenimente și de cele mai multe ori s-aduce aminte de Simeria, s-aduce aminte de momentul în care s-a plecat din sala de ședință, de momentele în care s-au tras de o masă în primărie, lucru pe care, cum să zic, spunea și dânsa că era hazlie dintr-un anumit punct de vedere, dar pe de altă parte era jenă că tot subiectele de Simeria sunt abordate în discuțiile lor. Deci, nu cred, dacă ar fi doar la nivelul orașului dezbateri, hai să zicem că ar fi niște dezbateri care nu trebuie întreținute. Dar când se ajunge, știe toată țara că la noi nu suntem în stare să tunde iarba, mi se pare jenant și cred că trebuie să revenim. Nu astea sunt subiectele de dezbatere în dezvoltarea unei comunități. Dar contează pentru oameni inclusiv aceste aspecte, așa cum spuneați, îi deranjează atunci când văd în cartier iarba până la genunchi, ca să vă citesc pe dumneavoastră, îi deranjează probabil că unele zone nu sunt poate foarte curate și atunci este firesc să fie aduse în atenția cetățenilor și aceste bineînțeles aspecte. Bineînțeles că deranjează, pentru că au și alte efecte, nu numai efectul vizual. Căpușele iasă copiii prin iarbă, riscul să... Părinților le este teamă să-i lase. La copii, la animalele de companie,
nu mai poți face nici tratamentele care specifice într-o iarbă din asta așa mare. Nu mai pun, nu mai spun că în ultima perioadă nici asta nu se mai face așa cum trebuie. Nu poți să faci dezinsecție, dezinfecție, deratizare, nu poți să faci cu firme îndoielnice. Păi la ce am văzut că s-a întâmplat în ultimii 2 ani și... La Simeria? La Simeria. Astfel de... Da, da, îmi asum lucrul ăsta pentru că, uitați, atât de mult s-a degenerat relaționarea primăriei cu entități care fac lucruri, încât chiar pot să aibă efecte. Dau exemplu ăsta. Atâta timp cât noi aveam contract cu o firmă recunoscută la nivel național că face aceste acțiuni, s-a trezit cu o societate care poate să mă dea în judecată că, că am spus, nu-i spun numele, dar poate să mă dea în judecată că am îndoieli în ceea ce privește activitatea ei, că chiar... Vă și bazați pe anumite dovezi atunci când faceți afirmațiile acestea. Mai zilele trecute eu nu am întâlnit așa ceva și cred că nici prin alte localități. Mai zilele trecute, la o întâlnire cu cetățenii, m-am trezit cu un domn care a luat niște lucrări la primăria Simeria și a fost pus să vină să facă agitație la întâlnirile mele cu cetățenii. Deci așa ceva, un constructor să vină să se bage în seamă pentru niște bani, are niște lucrări de toaletare la arbor și de, nu știu ce, trandafiri și el, care compensă pentru lucrările alea, vine și face agitație și se ceartă cu lumea și înjură la cine este împotriva primarului. S-a degenerat la maxim, până la urmă și dezbaterea publică. Nu cred că trebuie să mai continuăm așa. Nu se poate, nu este normal, trebuie să revenim la o chestiune normală, să ne, până la urmă, eu am mai spus lucrul ăsta, și într-o familie, și asta cred că oricine poate să-și dea seama, și într-o familie poți să ai bani câți ai, dacă nu este liniște și nu este un pic de organizare, nu realizezi nimic. În schimb, dacă este armonie, până la urmă și cu bani puțini poți să faci lucruri și să ai satisfacții. Cred că comparația asta cu familia e foarte... Cum te comporți în familie, așa te comporți și în societate și cu siguranță ai șanse ca lucrurile să meargă foarte bine. Ați intrat în această luptă electorală, vă doriți un nou mandat în fruntea comunității pe care ați reprezentat-o în trecut. De unul singur este destul de dificil. Mă gândesc că v-ați conturat deja o echipă pe care o aveți alături de dumneavoastră și în ultimele 3 minute aș vrea să ne spuneți puțin despre cum veți aborda poate și campania electorală și ce înseamnă echipa pentru dumneavoastră. Uite că lucrurile merg într-o anumită formă liniar. Eu am spus la finalul anului 2020, după ce n-am mai câștigat alegerile la Simeria, am spus dacă lucrurile merg normal, eu nu mă mai gândesc la candidatură. Oamenii din oraș mi-au cerut-o și până la urmă și sloganul electoral acolo se duce pe ceea ce au zis cetățenii. Pentru o revenire la normalitate, te rog, vino, candidează sau hai, scapă-ne sau tot felul de chestiuni, dar care țin de a reveni la normalitate. Și să spun așa, am și noroc. Beneficiez de care în mod natural au venit și sunt alături de mine, beneficiez de oameni din jurul meu. O să îi și nominalizăm, dar beneficiez de oameni în jurul meu care știu lucrurile esențiale în ceea ce privesc dorințele oamenilor. Dacă discutăm de educație, cred că sunt puțini dascăli în Simeria care după 30 de ani de învățământ cu bune, cu rele, care să mă consilieze sau care să emită păreri pertinente, cum este domnul Stage. Pe dânsul nominalizez că este aici alături de mine, dar am alături de mine oameni care, persoane care știu ce înseamnă să gestioneze un buget local din lista de consilieri. Știu cum se cântărez lucrurile și cum se trebuie cheltuiți banii în așa fel încât să fie foarte bine puse lucrurile la locul lor. Am din zona CFR, care din de la bunici, părinți, care lucrează în CFR, care știu doleanțele ceferiștilor și mai mult își doresc să fie respectată această meserie care, în urma căruia
în urma activității ceferiștilor s-a creat orașul Simerea. Mai avem un minut, așa că o să vă rog să... Am un grup de tineri care sunt alături de mine, care în mod natural își doresc ca Simerea pe termen lung să aibă o direcție bună. Am persoane care știu despre ce este vorba, de dorințele și necesitățile mărburarilor. Am persoane care știu ce înseamnă să locuiești într-un cameră de garsoniere și necesitatea locuințelor pentru tine și pentru familie și așa mai departe. Sunt persoane care am o persoană pe lista de consilieri care a fost la 90% din oamenii din oraș. La el nu trebuie să-l invite un cetățean să meargă să vadă cum e la el acasă, că are o problemă, că el deja știe. Deci am în jurul meu persoane care știu ce înseamnă necesitățile firmelor private din Simerea. Cum să vă spun, am norocul că pe lista de consilieri din primii 10, 11, 12 consilieri sunt oameni care pot emite păreri pertinente și știu ce are nevoie orașul. De asta este cel mai important, probabil, ca și vocea cetățenilor să se facă auzită și să se ia și măsuri în acest sens atunci când au într-adevăr o problemă să le fie rezolvată. Este dorește important, până la urmă fiecare. Este important ca un reprezentant, cum este primarul, un reprezentant al orașului, să aibă lângă el oameni care să-i spună problemele așa cum sunt ele, nu dintr-o percepție din afară. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, că ați fost astăzi alături de noi și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi astăzi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!